Hey guys, mi-a ajuns și nou în sfârșit coletul. Am comandat un IQOS Iluma Prime. Am deschis colet să fiu sigur că ăsta e, ca să nu cumva să fac review-uri la alte colete ale altor oameni, că se mai întâmplă pe la noi din păcate. Și urmează să trecem prin conținutul pachetului împreună. Pe prima pagină, partea cutiei, vedem o mică prezentare la IQOS Iluma, prin care ne explică cât de benefic este să fumezi Iluma față de țigări normale. Aici avem niște documente care, cel mai probabil, sunt cu datele mele personale, și o să lăsăm deoparte. Aici avem o altă prezentare care ne explică că Iluma merge doar cu Tera, deci de-aia să aveți în vedere dacă vă cumpărați asta, că nu merge cu hits, doar cu Tera. Poate fi fumat, după cum vedeți că scrie și aici, IQOS Iluma used with Tera doesn't taste like a cigarette. Deci doar Tera se folosește, sau poate greșesc. Aici arată o altă mică prezentare cu produsul, tot la fel cu ce să faci, cum să-l activezi și toate astea. Asta am primit gratuit de la IQOS Elveția. Este de reciclarea țigaretelor după ce le fumezi, le bagi în asta. Asta este tot de reciclare. Adun tot cutia asta și scrie aici detalii suplimentare unde să trimiți. Cutia cu țigarete și aici cum să o folosești. Bine, e destul de ușor de înțeles cum să folosești o pungă care se schide de aici, nu? Așa. Aici avem o altă prezentare în care ne zice What do you do with your last cigarette? See the difference? Și aici să faci un test, cred. Și cu acest test poți să vezi pentru tine cât de diferit este să smoke cigarette, țigara normală față de IQOS ca vapori, în sensul să sufle aici, bănuiesc. Cred că o să încercăm să vedem. Da, interesant. Chiar putem să încercăm asta să vedem. Așa. O să revin probabil cu un alt video despre chestia asta. Chiar sunt curios de diferență, sincer. Foarte tare. Aici avem, îți apare o altă reclamă la Tera, la ce folosim în loc de hits. Pachetul țigării Stop Francici. Și aici îți apar toate pe care le au ei. După cum vedeți, e o varietate destul de mare. Mie îmi plac astea cât mai clasice și cât mai apropiate țigări. Și mi-am și comandat că îți dă cadou 3 pachete țigări din niște pachete pe care le au ei, acte 3 bucăți, cum ar veni. Aici vedeți că scrie informații despre fiecare. Avem și mentol, avem și cu arome, avem și tutun normal. Ok. Și aici îți apar niște detalii cum să intri pe site, să vezi tot. Perfect. Și aici avem Get Support Every Step. Asta mi se pare foarte interesant la IQOS, este faptul că ei oferă suport continuu, indiferent dacă ai probleme. În Elveția au program, nu știu exact cum e în alte țări. În România eu n-am folosit IQOS cât am fost în țară, deci nu pot să mă pronunț, dar aici au suport care au program. Mi se pare să mă tăci de mine că nu lucrează. În fine, să trecem mai departe. Deci aici scrie că poți să-i... ba da, uite că lucrează și sâmbătă și duminica de la 9 la 6, aparent. Sau fi pentru UK, habar n-am. În fine, nu contează prea mult. Ia ce drăguț. Astea sunt cele 3 pachete țigări pe care mi le-am comandat eu, care mi le-a dat gratuit, de fapt. Am ales de 3 pachet. Și am ales partea asta maro, care se numesc habar n-am. Nu scrie pe ele, mă? Nu scrie. Mă rog, am ales pe astea trei. Sunt astea trei, din ce am înțeles și din ce am citit, ar fi cele mai apropiate de gustul țigar normal. O să fac și un review la ele. Așa, și piesa de rezistență, aparatul în sine. Ia să vedem. Scăpăm de cutia asta momentan. Ok. Smart Core Induction System. Foarte mișto ambalajul, după părerea mea. Chiar se simte premium. M-am luat cu culoarea neagră, care are, o să vedem imediat, are și husa asta de piele. Ok. IQOS Iluma Prime. Foarte mișto ambalajul. Să vedem cum se deschide și dacă pot să-l deschid cu o mână. Să ne un suport. Ok. Asta e cutia principală. Aici avem niște detalii despre produs. Welcome to the IQOS World. World of the IQOS. Foarte mișto ambalajul făcut. Aici e un plic care să vedem ce conține. Pot să-l deschid. Nu pot să-l deschid cu mâna. Am uitat un pic video că chiar nu aveam cum să-l deschid cu mâna. Așa. Hai să uităm un pic pe cutia asta întâi. Aici apar niște detalii suplimentare, cu ce vine în pachet, cum să-l folosești. Aici cu un ghid de pornire. Nu cred că vă interesează așa mult asta. Punem acolo. Și aici avem tot la fel multe documente cu ce vine, ce avem în el. La fel nu cred că vă interesează atât de tare. Să vedem produsul în sine. Băi, mi se pare foarte tare ambalajul, deci pare foarte premium. Nu știu dacă ați văzut cutiile alea de la Apple. Chiar alea de la iPhone-uri normale. Bune, sunt majoritatea, ați văzut. Sunt așa super, se simte super premium la mână. Și asta este produsul în sine. Are o textură super mișto la mână. Chiar e foarte mișto. Asta este un aluminiu. Da, e aluminiu. Foarte tare. Și asta este stick-ul de sigaretă. Foarte tare. E mult mai finuț decât celălalt. Ce am văzut pe la prieteni de-ai mei. Se pare mai finuț. Așa. Ia să vedem. Trebuie să-mi iau un stand de telefon. Știu că este primul meu video, dar vreau să mă ocup mai des de asta. Piele întoarsă. Foarte tare. Foarte tare. Ce mai văzusem pe net? Asta e detașabil și poate fi schimbat, dacă nu mă înșel. Foarte mișto. Ia stați un pic să încerc să detașez și asta. Și aparent chiar merg detașate și astea. Și pot să iei alte... să-ți costumizezi asta, practic. Poți să spui alte culori, să-l faci diferit. Chiar foarte mișto. Super. Și cam asta este aparatul. Asta este țigareta. Și să vedem ce mai avem în cutie. Încărcătorul, care este Type-C, nu? De mai atent, da, este Type-C. Foarte tare. Deci, cam asta e prezentarea. Foarte multe documente, foarte multe tipuri de prezentări. Avem încărcătoarele și cam asta a fost. Dacă vreți să vedeți mai multe, dați un subscribe, un follow, cum vreți voi să-i spuneți, și vă aștept pe canalul meu.